Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități care prin creativitate, muncă și curaj au dus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Ion Luca Caragiale. Dramaturgul român, născut pe 13 februarie 1852 în comuna Haimanale, județul Prahova, țara românească. Numele Caragiale este și acum, la un secol și jumătate distanță, sinonimul excelenței ca dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist. Spre deosebire de contemporani precum Eminescu, opera lui Caragiale a avut parte de recunoaștere încă din timpul vieții sale, însă drumul său nu a fost în niciun caz pavat cu flori. Caragiale a fost criticat și desconsiderat în aceeași măsură în care s-a bucurat de succes. Până la urmă, deși a scris doar 9 piese de teatru, faptul că a reușit să reflecte cu acuratețe realitățile, limbajul și comportamentul românilor l-a făcut cel mai apreciat dramaturg al acestei țări, o dovadă de netăgăduit fiind influența operei sale asupra altor dramaturgi de impact, precum Eugen Ionesco. În mod sigur, Caragiale nu a fost un om ușor de înțeles de către contemporani, cu atât mai puțin unul care să se facă plăcut. Activitatea politică l-a pus mai mereu în centrul conflictelor de pe urma cărora s-a văzut nevoit să renunțe în timp la tot ce a însemnat cariera pentru el. Când vorbim despre Caragiale, practic vorbim despre un om, un artist, un scriitor, un dramaturg, un filozof, un existențialist, care a marcat nu numai o perioadă istorică a României, ci rămâne și practic marchează destinul psihologic, până la urmă, al unui popor întreg. Caragiale este pentru români, cum este Shakespeare pentru englezi, Molière pentru francezi, Goldoni pentru italieni, fără să aibă însă o operă atât de vastă ca ceilalți. Caragiale a scris puțin, dar aceste puține piese depășesc rampa teatrului propriu-zis și intră profund în conștiința ființei noastre. Ca director al Teatrului Național din București, a rezistat un singur an, deși beneficia de sprijinul necondiționat al lui Titu Maiorescu. Ca jurnalist a ales permanent drept armă ironia, o alegere prea puțin înțeleasă, care a lăsat societății din epocă impresia unui ziarist alunecos ce își urmărește mai degrabă propriile interese decât îndreptarea relelor ce-l deranjează. Prea târziu, foștii colegi din Junime au înțeles că, spre deosebire de Eminescu, de exemplu, care vedea în gazetărie o misiune civică directă, Caragiale și-a asumat gazetăria ca pe o pedagogie cumulativă, care, prin prezentarea tăioasă a aspectului social bolnav, lupta în propriul fel pentru îndreptarea tuturor relelor. Deși nu a avut parte de soarta dramatică a lui Eminescu, Caragiale nu a fost nici el un învingător de plin. Drumul românului ce se trăgea din neamuri grecești a cunoscut sinusoida destinelor balcanice care alternează permanent între repere antagonice. Ion Luca a reușit ca jurnalist, politician, scriitor, poet și afacerist în aceeași măsură în care a cunoscut amarul eșecului în aproape toate activitățile sale. Poate tocmai de aceea, nu doar odată, Caragiale a cochetat cu ideea exilului. Fie că era vorba de Brașov, de Sibiu, ori de Berlinul în care a și încetat din viață, cel mai mare dramaturg român a simțit permanent nevoia de a fugi din calea societății pe care o viață întreagă a satirizat-o. Nu a considerat asta o înfrângere, a fost doar realitatea ironică a vieții sale. Să încerci, să fii pe punctul să reușești și să te retragi. Aici găsim, de fapt, genialitatea lui Caragiale, în transpunerea clinică a vieții în artă. Să nu fii niciodată Cezar până la capăt, să rămâi doar purtător al unei scrisori pierdute, doar revoluționar al unei lupte ce nu se poartă, să simți permanent că poți reuși, însă mai tot timpul să răsune în urma personajului tău doar râsul publicului încântat de un destin tragicomic. Ca epitaf rămas posterității sunt gândurile lui Titu Maiorescu, protectorul și îndrumătorul său multă vreme. Cel care îi scria lui Duiliu Zamfirescu, Caragiale reprezintă cea mai interesantă simbioză dintre o mare inteligență și nestatornicia unui caracter dificil și imprevizibil. Astăzi vi l-am prezentat pe Ion Luca Caragiale în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre în continuare pe site-ul eualegromania.ro.